La sfârșitul săptămânii trecute, Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu din Pașcani a organizat cea de-a 11-a ediție a cupei Mihail Sadoveanu la șah. Au participat circa 80 de iubitori ai sportului minții, cel mai mic având doar 5 anișori, iar în rândul seniorilor, cel mai în vârstă participant, 88 de ani. Deschiderea a avut loc sâmbătă 4 noiembrie. Sponsorul principal al competiției din acest an a fost Fundația ProInvest din Pașcani. Președintele Vlad Plaiu a vorbit în deschidere. Acesta, pentru prima oară, cel puțin mie mi s-a întâmplat, să nu merg eu către finanțator, ci să vină finanțatorul către noi. Și asta se datorează exclusiv domnului președinte Vlad Plaiu, care ne-a întins o mână de ajutor și practic a salvat competiția. Ea a putut fi organizată datorită sprijinului financiar venit din partea Fundației ProInvest și îi mulțumim pe această cale. Vă rog, domnul Vlad Plaiu. Bună dimineața, bine ați venit! Mă bucur să fiu astăzi aici în calitate de președinte al Fundației ProInvest. Mă bucur să fiu parte a inițiativei care a făcut ca această activitate, această competiție de tradiție, cea de-a 11-a ediție, să se desfășoare. Și mai mult decât atât, mă bucur să văd atât de mulți copii aici în sală, atât de mulți părinți, atât de multe persoane implicate în organizare. Nu face decât să retrăiesc emoțiile competiției din copilăria mea. Vă doresc mult succes, vă doresc o competiție în care să spiritul fair play-ului să fie prezent și, cel mai important, să vă bucurați de fiecare mișcare pe care o faceți pe tabla de șah. Mult succes! Mă bucur că tradiția este tradiție și văd foarte mulți copii. Asta înseamnă că viitorul ne rezervă multe lucruri și din partea mea pot să urez succes și să ne vedem la primire. Ca la fiecare ediție au fost jucători din mai multe localități, iar fair play-ul competiției a fost asigurat de arbitrul principal, Sebastian Volcinske. În perioada 4-5 noiembrie a avut loc turneul Cupa Mihail Sadoveanu la șah, aflat la cea de-a 11-a ediție. Competiția a fost organizată de Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu Pașcani, în parteneriat cu Primăria Pașcani, Clubul de Șah Minerva Pașcani și Clubul de Șah Bicazul din Bicaz. Concursul a fost arbitrat de arbitru internațional Sebastian Volcinski. În urma celor două zile de joc, rezultatele au fost următoarele. Competiția s-a desfășurat pe două categorii. La Open au putut participa atât sportivi legitimați cât și nelegitimați cu vârste de peste 14 ani. Clasamentul este următorul. Locul întâi, Zubcu Vlad George, Club Sportiv Micu Șahist Iași. Locurile 2 și 3 au fost ocupate de sportivii pășcăneni de la CSM Pașcani, Sava Bogdan și Puslariu Ștefănel Vasilică. Locul al patrulea, Ghile Andrei de la Club de Șah Suceava. Locul 5, Albu George de la Politehnica Iași. Au fost și două categorii speciale. Este vorba despre primul loc la seniori, care a fost ocupat de domnul Stafie Constantin, pășcănean legitimat la un club din Italia. Și clasamentul feminin, cel mai bine s-a situat Niță Mirela Adriana de la Club de Șah Minerva Pașcani. O altă categorie în cadrul turneului a fost Open B, categorie la care au putut participa copii cu vârste sub 14 ani. Clasamentul este următorul. Locul întâi la categoria U14, Miron Constantin, este un sportiv nelegitimat. Locul al doilea, un sportiv de la CS Șah Suceava, Sfiche Andrei. Locul al treilea, Negruț Petru Cristinel, de la CS Pionii Regelui Românești. La categoria U12, locul întâi, Apostol Andrei, de la ACS International Chess Club. Locul 2, David Damian Petru, de la Club Sportiv Bicazul Bicaz. Iar locul al treilea, singurul pășcănean aflat în acest premiat în această competiție, cojocarul Dionisie Ștefan de la Clubul de Șah Minerva Pașcani, este elev la Liceul Economic Nicolae Iorga din Pașcani. La categoria U10, locul întâi, Vărzar Tudor,
ACS Cotnar Chess Academy Iași, locul 2 Pânzare Emilia Andreea de la CS Universitar de Șah București, locul al treilea a fost ocupat de vițelarul Tudor Andrei de la CS Bicazu Bicaz. Și ultima categorie, categoria celor mai mici concurenți din cadrul turneului, locul 1 Viliche Tudor de la Sfinxul Iași. Tot de la Sfinxul Iași este și sportivul Enache David Fabian, care s-a clasat pe locul 2, iar locul al treilea a fost ocupat de Anastasiei Luca Marian de la ACS Pionii Regelui Românești. A fost o competiție cu mulți jucători, peste 80 de înscriși în acest turneu de șah, atât sportivi legitimați cât și nelegitimați, proveniți din mai multe orașe din țară. De precizat este faptul că în acest an sponsorul principal a fost Asociația ProInvest din municipiul Pașcani, după ce municipalitatea nu a mai finanțat această activitate din cauza ordonanței austerității. Partenerii în cadrul evenimentului au fost două cluburi de șah, și anume Minerva din Pașcani și Bicazul din Bicaz. Tot în aceste zile, în cadrul bibliotecii, puteți vedea o expoziție cu numeroase și valoroase cărți scrise de Mihail Sadoveanu. Printre cele mai vechi lucrări se află și Crâșma lui Moș Precu, tipărită în 1910.